Scandalul de la școala Carmen Silva din Horia a ajuns la punctul în care Consiliul de Administrație al Unității Școlare, întrunit în ședință vineri 8 aprilie, a analizat raportul Comisiei Interne de Cercetare Disciplinară timp de câteva ore bune, decizând în final aplicarea unei sancțiuni administrative, decizie transmisă imediat forului ierarhic superior. Da, am fost și noi informați de către conducerea Unității Școlare, școala Carmen Silva din Horia Roman, și în legătură cu faptul că s-a hotărât în Consiliul de Administrație sancționarea cazului didactic implicat cu o reducere, o diminuare a salariului de 50% pe termen de 6 luni. Noi vom analiza în Consiliul de Administrație această decizie și vom lua act de ea. Oficial. Noi ne rezervăm dreptul de a acționa pe căile noastre pentru a analiza și noi situația de acolo. Situația care, în discuție, este cel puțin disconfort la nivelul învățământului de genul românesc. Nu suntem de acord cu acest mod de abordare a procesului instituțional educativ. Scandalul mediatic imens la nivel național a adus prejudicii imense învățământului nemțean. Și tocmai de aceea vom vedea, din punctul nostru de vedere, care sunt soluțiile de acolo. Nu am vrut să intervenim până acum pentru a nu perturba acheta internă, acheta care s-a desfășurat conform legii 1 pe 2011. Cât de grav este prejudiciul de imagine adus învățământului nemțean de această întâmplare nefericită? Această întâmplare nefericită, pe care o dorim chiar să fie o întâmplare, a adus un prejudiciu de imagine imens. Școala nemțeană este recunoscută la nivel național ca o școală în care se face o activitate instituțională educativă de înalt nivel, lucru confirmat și prin rezultatele deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, lucru confirmat și prin rezultatele de la concursurile naționale, și aici mă refer la evaluarea națională, respectiv bacalaureat, rezultate care au situat învățământul nemțean la un nivel ridicat și, așa cum am spus, apreciat la nivelul ministerului. Conducerea inspectoratului școlar va trece și la o analiză a întregii activități a colectivului didactic de la școala Horia, inclusiv a actului managerial. Tocmai de aceea vom acționa în cadrul unității școlare pentru a putea mai diminua pe cât se poate din acest efect negativ. Veți decide dacă veți găsi deficiențe manageriale, veți decide schimbarea directorului sau se poate pune problema schimbării directorului? În situația aceasta dată, ne vrem să fim perverși, trebuie să spunem următorul lucru. Doamna directoare se găsește la postul de pe funcția de director de la 1 septembrie 2015, perioada relativ scurtă pentru a putea crede că s-a putut realiza o linie managerială care să aibă de efect întrebările despre care vorbim. Fără discuție că vom analiza acest comportament și fără discuție că vom acționa în consecință. Noi avem luni, 11 aprilie, la ora 3, un consiliu de administrație la Inspectoratul Școlar Județean, în care vom analiza situația și vom decide. Scandalul de la școala Carmen Silva de la Horia este departe de a se fi încheiat, urmând faza inspecției școlare, apoi eventuale întâlniri în fața instanțelor de judecată, unde va fi tranșată relația părinți-cadru didactic. Oricum, una peste alta, scandalul interceptărilor de la Horia este încă o mostră a modului de deteriorare a climatului în care se desfășoară procesul instructiv educativ în școlile românești, unde se mulțesc pe zi ce trece faptele de violență verbală și fizică între copii, între aceștia și cadre didactice, între cadre didactice și părinți.